Bună seara, Cătălin, ne bucurăm că ești pe Happylica noastră în această seară, pentru că avem foarte multe lucruri de povestit. Bună seara. Vreau să te întreb dacă ți-a plăcut cântecul, că o să trec și peste asta. Da, e normal, la un moment dat trebuie să te obișnuiești cu o situație care apare, o situație care nu te mai întâlni și e normal ca atunci când ai doi copii să vrei să treci peste situație și să lupți, să mergi mai departe. Exact. Eu știu în felul următor, Cătălin Smărândescu, cum spuneam și materialul de mai devreme, un om care era ținut în puf, un om care avea de toate, avea vilă, avea o firmă cu foarte mulți angajați. Ce s-a întâmplat? Ce a mai rămas din Cătălin Smărândescu pe care îl știam cu toții și Cătălin Smărândescu de azi? Practic a rămas numele pe care îl port practic cu mândrie și dorința ta de a reveni acolo unde am fost odată, dar cu o dorință foarte mare de a nu mai repeta greșelile pe care le-am făcut înainte. După ce a fost povestea cu Gigi Becali, cu arestul, s-a schimbat viața ta total? Știi cum este? Gândește că te chinuiești, știu, câteva luni de zile, și aici era vorba de ani, să escaladezi Everestul și când ai crezut că ai ajuns în vârf, se desprinde o piatră și te prăbușești. Așa a fost pentru tine? Erai în vârf la un moment dat? Exact, asta a fost. Și s-a dezlipit o piatră, iar acum ai ajuns... diferența de la Mercedes la Dacia, cam asta e adevărul. Adică asta era Cătălin Smărândescu înainte, Mercedesul, iar astăzi este Dacia. Da, știi cum e? Da, dar o Dacia la care mă chinuiesc să-i fac un motor de Mercedes. Și poate o să reușești, pentru că îți dorește foarte tare acest lucru. Și știi, uite, poate foarte multă lume se întreabă, practic, ce înseamnă aceste schimbări? Ce înseamnă aceste schimbări după povestea cu închisoarea cu Gigi Becali? Pentru că tu ai stat arestat cât atunci? 29 de zile. 29 de zile? Erai acasă? Erai cu familia ta? Da, nu e prea plăcut să-mi aduc aminte de ce s-a întâmplat atunci, pentru că... te trezești la ora 6 dimineața că îți bate în ușă și strigă deschide poliția, nu știu ce să faci mai întâi, intră peste tine în casă, ai copii lângă tine, nu știu ce să-i protejezi. I-am trimis în prima fază, i-am trimis în ultima cameră. Ei au intrat în curte, eu i-am văzut pe monitor de supraveghere, dar n-am văzut nicio inscripție pe care să scrie poliția. Inițial am crezut că e cu totul și cu totul altceva. Abia când au bătut în ușă și au strigat deschide poliția, atunci mi-am dat seama că sunt polițiști. Și am văzut, în momentul în care coboram scările de la etaj, am văzut la unul dintre mascații inscripția cu poliția pe piept. Am deschis simplu ușa, mi-am zis, vă rog frumos, ăsta sunt, n-am armit la mine, n-am spus nimica, zic să nu-mi speriați copii, e singur lucru. S-au purtat cât se poate de civilizat cu mine. Ceea ce căutau ei atunci... O listă cu numele celor care... Mă rog, trei înscrisuri căutau. I-ar fi furat mașina, nu? Lui da. GGBK. Niște declarații, care niciodată n-au fost și nu vor fi și nu sunt la mine, clar. Și nu-i plăcut să te ia din fața copiilor cu cătușe și să te ducă la poliție, știi? Chiar nu-i plăcut. Atunci stăteai într-o vilă, cum zici tu, cu etaje, ai coborât de la etaj, cu curte. Acum locuiești tot acolo? Nu, acum locuiesc cu chirie în trei camere, dar asta e un nou început și merg înainte.